Să avem regiuni dezvoltate, să avem locuri de muncă, să avem infrastructură fizică și de afaceri, de consultanță bine dezvoltată și racordată la necesitățile noastre. Și anume, evenimentul de astăzi va pune în discuție aceste subiecte importante și actuale pentru noi toți. Contăm mult pe sprijinul dumneavoastră pentru a avea o dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Noi recent am fost într-o vizită în Serbia, la un forum european, unde au participat mai multe state, și agenda subiectelor date sunt legate în special de faptul că dezvoltarea regională în Europa are o importanță tot mai mare și mai mare. Spun acest lucru, având și anumite cifre în spate, circa o treime de bugetul dedicat finanțărilor europene este orientat pentru dezvoltarea regională. Agenției, ai Centrului Pro-Europa, domnule rector, doamnelor și domnilor. Este o ocazie foarte interesantă de a vedea cum se poate naște un parteneriat pentru a face o acțiune extrem de utilă și care pune accentul pe ce va fi ulterior. Această masă rotundă, în ciuda colțurilor acestei mese dreptunghiulare, a pornit de la o idee comună a Agenției de Dezvoltare, a Centrului pentru Europa, a Consulatului, cu găzduirea într-un mediu academic, precum universitatea. Intenția a fost legată de Ziua Europei, să celebrăm această zi și să conectăm, pentru că asta este dorința, Moldova la Europa. Drumul este, cred eu, ireversibil. Profesionalismul agenției a transformat această masă rotundă într-un eveniment profesionist. Uitându-ne la prezentări, la broșuri și la modul cum este organizată, ne dăm seama că ea trebuia să... sau nu că trebuia, va fi mult mai amplă. Necesitatea de a arăta această strategie a unei regiuni extrem de importante pentru regiunea de Nord, care are și o capitală de Nord, nu știu dacă comparează cu capitala așa, dar să-și propună, este importantă, este extrem de importantă. De aceea, mediatizarea transferul informației către investitori, către populație, care trebuie să înțeleagă proiectele de dezvoltare, eforturile guvernului, ale autorităților pentru dezvoltarea regiunii. Deci acest efort trebuie categoric amplificat. Nu vreau să dezvolt, nici nu aș putea să dezvolt aspectele tehnice pe care distinsul antevorbitor le-a prezentat. Șoselele, autostrăzile trebuie să vină la bălți, inclusiv din România, Sculeni, nu via Chișină. Nu o să mai continui. Excelența asta, domnul ambasador, a venit. Organizatorilor acestui eveniment pentru bunăvoința de a-și fi dorit ca și ambasada României să fie reprezentată la această întâlnire, desigur, o întâlnire foarte importantă, în care, n-am niciun dubiu, partea cea mai interesantă va fi partea de dialog, partea de dezbatere cu oamenii de afaceri, cu cei care riscă și de multe ori reușesc să îmbunătățească nu numai mediul de afaceri, ci până la urmă și viața cetățenilor Republicii Moldova și nu numai. De aceea mă voi rezuma la a spune câteva lucruri generale, urmând ca dacă va interveni vreo întrebare, dacă va interveni vreo solicitare din partea domnilor voastre, să intrăm în detalii în partea de dialog, de dezbatere, de atâlnirii noastre. Voi încerca să spun care sunt tipurile de investiții pe care România le face în Moldova.
că, în fond, ce caută un investitor străin? Și știm că fluxul capitalurilor, cel puțin în această parte a Europa, este dinspre Occident, către partea răsăriteană a continentului. Ce caută așadar orice investitor? Caută o predictibilitate evoluției statului. Încearcă să înțeleagă ce se va întâmpla cu statul Republica Moldova în viitorii 10 ani. De aceea, stabilizarea cursului pro-european al Republicii Moldova, o stabilizare la care și România, alături de alte state membre, contribuie, este foarte importantă pentru stimularea, încurajarea, menținerea interesului investitorilor occidentali, români sau, sau din alte state, pentru Republica, Republica Moldova. În al doilea rând, pe un investitor occidental potențial, îl interesează stabilitatea legislativă și fiscală. Și din acest punct de vedere, România are o contribuție, cred, semnificativă. De pildă, România este gestionarea mai multor proiecte de înfrățire care încearcă să contribuie la reforma fiscalității în Republica Moldova, la reforma mediului concurențial din Republica Moldova, ceea ce stimați prieteni din Bălți. I'm very, very pleased to be already for the third time at your wonderful university here in Bălți. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a treia oară la Universitatea noastră din Bălți. And I'm even more happy that I have not come alone this time. Și de data aceasta sunt și mai fericit pentru că nu sunt singur la Bălți. Indeed, we have brought along a number of ambassadors. You ambassadors are accompanying me today and for a very good reason. Într-adevăr, un șir de prieteni de ambasadori ai statelor. In English, French or German or any other language. But of course also in Romanian, which is of course also a European language, but also your mother, your home mother tongue, and in Russian, if you prefer so. Materialele vor fi oferite în foarte multe limbi europene, cum ar fi deci engleza, franceza, germană, de asemenea în limba română, care și este limba noastră maternă, și la solicitare în limba rusă. So I can only invite you to make use of this center. And by the way, the center is not only here for students of the university and for professors. It is hopefully available for the entire public of the city of Bălți and whoever would like to visit it.